Bună ziua și bine ați venit pe CRIRIZ, totul despre camioane și nebuniile șoferilor. Astăzi, un material care mie îmi place foarte mult, cutia de viteză manuală, schimbătorul de viteze. Pentru cei începători, am să vin cu anumite precizări. Așadar, aici avem un camion Volvo. Vitezele, în general, la camioane, pe schimbătorul de viteze, sunt desenate. Așadar, avem 2, 5, 1, 4, 3, 6. Marșarierul în spate. Toate schimbătoarele de viteze manuale au două butoane, o să-i spun. Deci, butonul 1, cu care se schimbă de la treptele mici, respectiv 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 este în jos. În jos. Pentru a muta la vitezele mari, deci respectiv 4, 5, 6, trebuie să ridici acest buton. Aici mai avem un buton intermediar. Acestea sunt jumătățile de viteze. Deci, o să spunem, suntem în 2. Viteza a doua este viteza cu care pleacă camionul de pe loc atunci când este gol. Viteza întâi este viteza cu care pleacă un camion încărcat de pe loc sau în pantă. Deci viteza întâi n-ai să o cuplezi la niciun camion gol. Pentru a cupla vitezele, se apasă pe ambreiaj și se înclanșează. Deci, viteza 2. 2. Viteza 2, palier mic în jos, palier mare în sus. După care se pune pe liber, se schimbă palier mic, viteza a treia, după care palier mare, după care se pune pe liber, se ridică în sus pentru a schimba la vitezele mari, respectiv 4. Se înclanșează a patra, palier mic, palier mare, după care am trecut în 5 mic, 5 mic, după care 5 mare. Acestea fiind spuse, țin să mai adaug că acesta este cutia de viteze europeană. La cutiile de viteze manuale, camioanele americane, principiul este un pic același, dar a întâia sau a doua de pe loc se bagă cu ambreiaj, după care schimbarea vitezelor se face undeva între 1600 și 1800 de ture, depinde de camionul pe care îl ai, se pune pe liber, se turează iară în 1600 de ture, să spunem, după care se înclanșează a treia, când vrei să schimbi o jumătate de viteză. Deci a treia și jumătate se trage pe liber, se ridică în ture iară la 1600 de ture și se înclanșează. Deci nu se schimbă cu ambreiaj după prima viteză, respectiv 1 și 2. Acestea sunt cutiile de viteze americane. Acestea fiind spuse, o să facem o mică demonstrație în mers. Pentru cei începători, aveți un contor
unde vi se arată turația motorului. Normal, pe acel contor, deci pe acel ecran, aveți niște LED-uri verzi pe care trebuie să urmăriți. Deci LED-urile verzi încep undeva la 10.000 și se termină undeva pe la 18.000. Deci aceasta este plaja recomandată de către fabricant ca să schimbi viteza. Cu timpul o să vă obișnuiți să schimbați după ureche. Deci un șofer nu o să se uite tot timpul pe turometru. Un șofer o să schimbe vitezele după ureche, după turația motorului pe care o aude. O să plecăm. Deci eu am un camion plin, deci vitezele mici sunt în jos, palier mic asigurat, viteza a doua o am aici, deci în spate. Am să trag, frână de mână slăbită, semnalizare asigurat și decolez. A doua mică. Jumătate. A doua mare, palierul mare. Schimbat. A treia. Mică. A treia mare. Pentru a patra trebuie să ridic levierul în sus. Patra mică. A patra mare. A cincea mică. A șasea. Nu, a cincea mare. Pentru a face frână de motor, se coboară o jumătate de treaptă. Deci sunt în a cincea mare, o să apăs în mică și îi voi da un șpriț. Adică o să accelerez un pic pentru ca cutia de viteze, pinioanele dinăuntru să se sincronizeze. Deci iarna se folosește foarte mult frâna de motor. Deci, sunt în a cincea mare, mică, șpriț și am dat drumul. Am să continui în frână de motor. Deci, sunt în a cincea mică, urmează a patra mare, scot, înclanșez a patra. A patra mică, scot, șpriț și am făcut. Acum, deci, sunt una a patra mică, a patra mare. După patru mare, urmează cinci mic. Auziți, motorul nu este turat foarte mult, este turat normal. A cincea mică, palier mare. 5, palier mare. Șase, palier mic. Cinci, palier mare, frână de motor cu șpriț. Retarderul înclanșat, mic, 5 mic, accelerez, 5 mic sunt, 5 mare, palier mare,
fac o mică frână de motor. Sunt 6 retarder. 5 mic. 4. Ce vreau să vă spun? Vitezele se schimbă în ordine cronologică, cum v-am arătat. Însă, când aveți un camion Golf, de exemplu, puteți să săriți peste anumite viteze. Deci, de exemplu, eu sunt în 4 mare, da? O să-i dau un 6 mic și merge. Îl vedeți? Deci, inclusiv cutiile automate, o să vedeți în momentul când mergeți, ele schimbă funcție de turație și funcție de viteza care o aveți. În speranța că acest documentar v-a fost de folos, vă urez numai drumuri bune.